punem accent pe împrietenirea și empatizarea cu copilul și ca lucrurile acestea să treacă la nivelul următor și să putem efectua și tratamente stomatologice, evident avem nevoie de o relație pe care o creăm cu copilul. Iubica, o să mergem cu mami, da? La început o să mergi doar tu în cabine și apoi o să învățe și mami. Să ne crezi cu mami. Copilul trebuie să ne privească ca pe un apropiat, să aibă încredere în noi, să se facă acest transfer de încredere de la părinte la copil. Și un alt aspect pe care punem accentul este ca în timpul tratamentului copilul să rămână cu medicul și asistenta în cabinet. Tocmai pentru a nu îi se distrage atenția și pentru a ne focusa pe tratamentul propriu zis. Ai pus bine, Mati? Bine! Stai foarte liniștită și am povestit ce fac. Nu mă rog, fișorii, da? Păi, prinde o lumină specială. Da? Care nu mai are de nu se poate nimic, doar mă rămâniți. Bine? Așa. Și o să mă oglindă. Este o oglindă fermecată. Că știi că există oglinzi fermecate? Da? Oglinzile fermecate îmi spun mie dacă te-ai spălat pe dinți, dacă ai spălat dulciurile. Sunt tare curioasă ce să nu citească o oglindă. Nu tratăm doar dinți, ci oferim experiențe copiilor și este extrem de importantă componenta psihologică și cea emoțională, pentru că trebuie să-i abordăm pentru nivelul lor de înțelegere și, evident, să adaptăm tratamentele nivelului de înțelegere al copilului pe grupe de vârstă. Să știi că această cameră este conectată cu zâna măseluță și zâna măseluță ne vede și vede cât de frumos și de preas în dinții tăi. Mi-a plăcut că doamna care m-a făcut pe mine la dințișor a fost foarte înțelegătoare și foarte, cum să zic eu, foarte atentă cu dinți. Tu ești prietenă cu periuța și cu pasta de dinți, așa-i? Ai niște dinți foarte frumoși, Madalina. Doar că periuța nu ajunge peste tot. Nu reușește să te înțelege toți. Locul trebuie să fie special, pentru că stomatologia pediatrică este evident diferită de stomatologia clasică, pentru că este adaptată nevoilor copiilor. La dentist mi-a plăcut zona de afară, zona dinăuntru și cu papagalii. Mi-a plăcut foarte mult și pentru că în sala unde am fost pe scaun, era sus, într-un fel, când stăia sau capul, era sus un televizor și puteam să mă uit la el acum. A fost distractiv. Am cunoscut prieteni noi pentru dinți. Mi-au periat dinții și am ales la sfârșit între pepene roș, pepene galben și căpșoni. Am ales căpșoni. Și data viitoare cu cremă de ciocolată.